ce v-a îndemnat să mergeți la vot? Traiul care îl trăim. Vrem să schimbăm, să nu mai se întâmple ce s-a întâmplat până acum. Știți pentru ce se organizează alegerea astăzi? De ce este referendum? Ce, pentru ce? Eu cred că să schimbe, cum să spun, viața la oameni. Să se schimbe viața, să se dea, cum să spun, pensiile la bătrâni, că avem de când 3 milioane și cu 3 milioane. Dar știți ce întrebare este înscrisă pe buletinul de vot? Știți despre ce? Nu știu nimic. Nu știu să... Pentru ce ați votat? Nu pentru cine, ci pentru ce? Doamnă. Ce v-a îndemnat să vă duci? V-a îndemnat să mai schimbăm situația în care ne aflăm astăzi. Ce întrebare era înscrisă pe buletinul de vot? Pentru ce mai exact ați fost azi la vot? Trebuie să spun, nici nu l-am studiat chiar așa. Mai eram cu cineva, hai, repede, că pleca mașina. Am votat pentru binele poporului și pentru să facem o schimbare. Ce alegeri se organizează? Astăzi referendul pentru alegerea noului președinte. Și ce întrebare a fost înscrisă, mai știți, pe buletinul de vot? Întrebarea? N-am citit întrebarea, doar am pus ștampila pe care ce trebuie. O să mă duc. Știți pentru ce se organizează azi alegeri? Nu mă întreba mai după mine, că nu știu nimic. Nu știu nimic. Dumneavoastră știți, bună ziua! Bună ziua! Pentru ce se organizează azi alegeri? Debarcarea lui Chelosu. Ce întrebare era înscrisă pe buletinul de vot, mai știți? Da, dacă vrem să-l dăm jos sau dacă... Corect, mulțumim! Dumneavoastră, ați fost la vot? Ce v-a determinat? Dacă nu avem locuri de muncă, nu avem nimic, din cauza asta, ca să vină altcineva să le fac... Ați observat ceva pe aici, prin localitate, în neregulă? Nu. Nu, da. Ce întrebare era pe buletin? Dacă îl dăm jos sau nu.